Comisia pentru Epidemie a Parlamentului danez a aprobat planul guvernului de a reintroduce unele restricții legate de coronavirus. Restricțiile introduse în Danemarca în contextul pandemiei fusese ridicate în 10 septembrie, considerându-se că răspândirea virusului este sub control. Numărul de infecții a crescut însă din nou de la jumătatea lui octombrie. Ministrul Sănătății din Danemarca a declarat că s-a întrunit o largă majoritate în favoarea unei noi desemnări a COVID-19 drept boală cu impact social critic. El a precizat că decizia este valabilă deocamdată timp de o lună. Guvernul de la Copenhaga a fost astfel autorizat să adopte, fără aprobarea Parlamentului, măsuri de combatere a răspândirii virusului, fiind suficient acordul Comisiei. Ministrul Economiei danez a anunțat că de vineri va fi din nou necesar pașaportul COVID-19 pentru accesul în restaurantele și cluburile din Danemarca. Documentul atestă vaccinarea, însănătoșirea sau deținerea unui test negativ și este obligatoriu pentru adulți și pentru tineri în vârstă de peste 15 ani, inclusiv pentru participarea la evenimente publice cu un număr mare de persoane, cum ar fi conferințele și târgurile, precum și pentru vizitatorii spitalelor sau parcurilor de distracții.